Știai că 85% din casele din mediul rural se încălzesc cu lemne? Și eu am la țară sobe pe lemne pentru încălzire, dar vine timpul când vrei să montezi o centrală pe lemne, ca să faci un singur foc să nu mai faci două sau trei focuri în sobă. Înainte să cumperi o centrală pe lemne, trebuie să știi mai multe lucruri ce te pot ajuta. Salut dragi prieteni, eu sunt Cosmin de la Blog de Instalații și astăzi o să te învăț ce trebuie să știi înainte să cumperi o centrală pe lemne. Acum am o întrebare pentru tine. Vrei o centrală termică pe lemne? Dacă răspunsul tău este da, scrie la comentarii da. Iar dacă răspunsul tău este nu, scrie nu. În primul rând, ai spațiu necesar să montezi centrala pe lemne? Asta e primul lucru la care trebuie să te gândești, pentru că un cazan pe lemne ocupă mult spațiu, mai mult decât o sobă sau o centrală termică pe gaz. O să-ți trebuiască spațiu pentru centrala termică și spațiu ca să depozitezi lemnul pentru centrala termică. Dacă nu ai loc și spațiu e o problemă, poate e mai bine să te orientezi la o centrală pe peleți sau o sobă pe peleți, pentru că peleții ocupă un spațiu de depozitare mai mică. Cât de ușor e să aprovizionezi cu lemne? E important să ai pregătit și aranjat un spațiu de depozitare al lemnelor unde acestea se pot usca. Dacă depozitezi lemnul într-o magazie mică, va trebui să aprovizionezi de mai multe ori. Vezi de unde poți cumpăra lemnul și cât de uscat este. Pregătește din timp bani ca să cumperi lemnul, pentru că e o cheltuială mare ce trebuie inclusă din timp în buget. Câți kilovați trebuie să aibă centrala pe lemne? În funcție de cât de veche e casa și cum e construită, rezultă puterea pentru centrala pe lemne. Ca să-ți dai seama cât de mare să fie centrala pe lemne, ia în calcul următoarele. Necesarul termic al casei, pe care îl poți calcula, sau poți întreba la instalatorul dacă nu știi, dacă casa are izolație, și dacă trebuie doar încălzire sau și apă caldă menajeră prin boiler. La centralele termice clasice sau cu gazificare, se poate monta și un puffer. Crește autonomia centralei pe lemne și te ajută să faci focul mai rar. Pornirile și opririle repetate sunt reduse și asta crește durata de viață a centralei pe lemne. Cât de automatizată să fie centrala pe lemne? E o întrebare importantă de pus. O centrală pe lemne ieftină va necesita să faci focul de câteva ori pe zi, în funcție de cât de frig e afară. Ești pregătit pentru această muncă sau preferi niște variante mai ușoare? O centrală pe lemne simplă va necesita curățare manuală periodică și scoaterea cenușii. Pe când cazanele pe peleți sau centralele cu ardere tip lumânare, cum e centrala pe lemne Stropova, au autonomie mai mare și nu trebuie să te trezești noaptea ca să faci focul în centrală. Ca regulă generală, o centrală pe lemne ieftină înseamnă mai multă muncă, iar o centrală pe lemne automatizată înseamnă mai puțină muncă. Ce probleme poate avea un cazan pe lemne? În jur de 90% din problemele cazanelor pe lemne sunt cauzate de combustibil. Poți scăpa de asta folosind lemn de calitate și în cantitatea corectă, și făcând curățarea cazanului periodic. O centrală pe lemne funcționează cel mai bine când e încărcată complet. Nu e recomandat să folosești încărcări parțiale. Să te asiguri că montajul e bine făcut. Poți să cer două, trei oferte de montaj ca să ți faci o idee referitoare la cât costă să montezi centrala pe lemne. Dacă se poate, mergi și vezi alte centrale termice pe lemne, cum sunt montate și cum funcționează. În felul ăsta îți faci o idee de montaj și de consum. De exemplu, sunt mulți instalatori care montează un cazan pe lemne viadru sau alt cazan pe lemne cu o singură pompă. Asta e greșit pentru că trebuie să ai un dispozitiv de creștere al temperaturii pe retur. Altfel, cazanul se poate sparge datorită șocului termic, mai ales dacă e din fontă. Va trebui să ai montat o pompă de recirculare sau de bypass pentru ridicarea temperaturii pe rături. Aceasta se montează separat de pompa de circulație pentru calorifere, deci este a doua pompă. Sau un termoventil numit vană termostatică de amestec sau vană termostatică anticondens. Aceasta reglează automat agentul termic la peste 60 de grade. Acestea au fost sfaturile mele de care să ții cont înainte să cumperi o centrală pe lemne.